Vă salut, prieteni! Astăzi am ieșit la o plimbare prin pădure și vreau să vă prezint câteva din bogățiile naturii pe care le găsim toamna în pădure și nu numai, în natură, în general. Acestea vi le-am mai prezentat. Se numesc porumbe. Seamănă cu corcodușa. Și au un gust acru. Peste potecă avem aici păducelul. Ia uitați aici ce fructe mari a făcut acest copăcel. Sunt așa de mari și lunguiețe că le confund cu măceșul. Dar nu sunt măceșe, pentru că deja am mâncat destule. Ia uitați-le. Seamănă cu măceșe, așa cum am spus. Înăuntru are un sâmbure. Lunguieț. Și sunt foarte bune la gust. Uitați aici și frunza, ca să vedeți că se deosebește de cea a măceșului. Foarte gustoase și cu proprietăți terapeutice foarte multe. Când ieșim în natură, este bine să fim foarte atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, la ce putem găsi. Spun asta pentru că prin locul acesta trec aproape de fiecare dată când ies la pădure și până astăzi nu am observat că aici sunt doi copaci care fac mere pădurețe. Ia uitați aici. Sunt plini cu fructe și până astăzi, mi-e rușine să spun, nu am observat. Astăzi doar datorită faptului că am călcat pe un covor de mere, ia uitați, aici am călcat pe un covor de mere, așa am putut observa că acesta mai înalt, dar în ăsta nu pot filma fructele, este un măr pădureț și acesta iarăși un copăcel mai mic, plin, ia uitați, mere pădurețe care cresc ciorchine. Uitați cum arată, da? Acesta verde am gustat, e puțin acrișor. Vreau să văd dacă ăsta galben este mai dulce puțin. Ăsta este chiar bun. Și
Am spus să vă arăt și vouă și încă o dată să vă îndemn să fiți atenți la ce vedeți în jurul vostru, pentru că puteți găsi lucruri deosebite. La finalul turei am dat peste o zonă în care cresc câteva tufe de măceși. Aceasta este una. În spate mai este încă o tufă. Au ceva fructe pe ele. Și am profitat de ocazie să filmez și măceșul acum, pentru că crește alături de mai mulți arbuști, uitați acolo, da? Care fac fructele de păducel. Și am profitat de ocazie acum să filmez și măceșul, pentru că data trecută, puțin mai înainte, am filmat un arbust de păducel care avea fructele aproape la fel ca acestea de măceșe. Și veți vedea, trebuie să iau unul mai moale ca să-l desfac, că înăuntru, ați văzut, păducelul avea un sâmbure. Acesta de măceș are mai mulți sâmburi, da? Este lipicios, are o pastă portocalie care ține împreună semințele măceșului. Așa arată fructul de măceș. Este într-adevăr asemănător cu cel de păducel, care dacă crește mai mare, și așa arată frunzele de măceș. Tufa, pentru că măceșul este o tufă de măceș, are țepi. Așa. Și ați văzut că în interior fructul arată altfel. Și măceșul este foarte bun pentru diferite afecțiuni. Se poate face ceai din el, dulceață, și se poate folosi în alte multe moduri. Mă voi îndrepta acum spre arbuștii care fac păducel pentru a vedea diferența. Merg la cel din spate că este mai copt. Ia uitați, acestea cresc în ciorchine. Nu este la fel de mare ca cel pe care vi l-am prezentat anterior, dar acest copac este încărcat. Încărcat, este roșu de atâta fruct. Uitați încă o dată, frunza, da? Aici este un arbust, un copac în toată regula, plin cu fructe de păducel. Cred că este perioada în care se culeg aceste fructe. Vă arăt încă o dată. Acesta, așa arată fructul. Cel filmat anterior era mai mare și arăta ca o măceașă. Înăuntru are un sâmbure, un singur sâmbure tare, da? Lunguieț. Și, după cum vă spuneam, este foarte, foarte, foarte gustos acest fruct. Acesta a fost filmuțul pe care am vrut să vi-l prezint. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă îndemn, când aveți ocazia, să ieșiți în natură, să identificați aceste plante și să vă bucurați de calitățile lor. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!